Lupul care a băgat groaza în sătenii din Bran și a ținut cu sufletul la gură autoritățile două zile este iar liber. Animalul care de ceva vreme dădea târcoale unei gospodării din satul Shimon, comuna Bran, a băgat spaima în tot satul la final de săptămână, când și-a făcut apariția. La fața locului s-au mobilizat o serie de forțe, printre care polițiști, jandarmi, autorități locale și reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni. Două seri la rând au încercat să-l captureze, fără izbândă însă. Duminică seara au fost chemați și reprezentanții Direcției pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor. Lupul a fost prins, tranquilizat și transportat într-o rezervație de la Zărnești, însă într-o cușcă necorespunzătoare. Cușca s-a rupt, iar animalul sălbatic s-a făcut nevăzut în pădurea vecină rezervației. A venit un lup din crâng și alerga prin sat să fure, și-a venit la noi la poartă și-am ieșit eu cu nuia. Lup flământ cu trei cojoace, hai la maica să te joace, eu chemam pe lup încoace, el fugea-n cutru vedea. Lupul a băgat spaima în Brăneni pentru că a revenit la o casă din zona Shimon. Proprietarul gospodăriei s-a speriat teribil când a văzut sălbăticiunea în curtea lui și, neștiind ce să facă, a sunat la serviciul de urgență 112 pentru a cere ajutor. Apelul gospodarului a băgat panică în tot satul. Lupul care a fost în satul Shimon îngăsit în gospodărie a fost capturat. Am apelat la Direcția pentru Monitorizare Animale la domnul Bărbulescu, care a venit cu echipa dânsului, asistați de poliție, jandarmerie, poliție locală și reprezentanții ocolului silvic. Lupul a fost capturat și dus în condiții normale, conform legii, la Asociația Milioane de Prieteni. Cușca folosită de echipa DMPA este o cușcă destinată transportului de câini. Nu rezistă la transportul unui animal sălbatic, cum este lupul. În momentul în care s-a încercat mutarea lui în Țarcul Lupilor, pe care l-avem la rezervația de urși de la Zărnești, fundul cuștii a cedat și lupul a fugit în pădurea vecină rezervației, unde a fost o unitate militară. Cei de la DMPA nu sunt vinovați pentru ce s-a întâmplat, pentru că nu aveau de unde să aibă o cușcă destinată animalelor sălbatice. Lupul din sălbăticie are o forță foarte mare și când s-a trezit din anestezie, reacția lui a fost una puternică, la care nu aveau cum să se aștepte. Dacă acest lup nu se mai întoarce la locuința din Bran, va rămâne în pădure, unde este locul. Pentru că în zona aceasta nu are o sursă de mâncare, nu credem că va mai fi atras către comunitate. În Shimon, lupul era obișnuit să vină în curtea în care mai erau 11 câini și din constatările noastre am remarcat că era obișnuit cu acei câini, deoarece acea curte nu era îngrădită corespunzător unei reședințe aflate la marginea pădurii. Ulterior, animalul a fost transportat în cadrul rezervației, unde, din păcate, datorită cuștii care nu era propice pentru transportul unui lup, noi folosind o cușcă pentru transportul unui câine de talie mare, se pare că a cedat fundul cuștii și animalul a reușit să fugă înapoi în pădure.